Bun găsit, doamnelor și domnilor! Continuăm astăzi prezentarea celor mai importante evenimente care au avut loc săptămâna aceasta în Senat și Camera Deputaților. Iată subiectele emisiunii. Valoarea surplusului de energie produsă de prosumatori va putea fi donată sau utilizată pentru decontarea facturii de gaze. Realizarea Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor secolului 20 a fost aprobată de Parlament. Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii agricoli de căpșune a fost adoptată de Senat. Libera circulație pe baza certificatului digital în timpul pandemiei a încins din nou spiritele în Parlament. Senatorul USR Ștefan Pălărie critică legea privind pensiile speciale adoptată de Parlament. În România există în prezent peste 80.000 de prosumatori, persoane fizice. Valoarea surplusului de energie produsă de aceștia va putea fi donată sau utilizată pentru decontarea facturii de gaze. Senatorii au dezbătut o propunere legislativă inițiată de senatorul UDMR Loran Tantal de modificare a legii energiei electrice și a gazelor naturale. Proiectul normativ urmărește o îmbunătățire a drepturilor prosumatorilor privind gestionarea surplusului de energie. Prima modificare extrem de importantă se referă la reducerea termenului de 24 de luni, deci astăzi, conform legii, dacă ai un surplus de energie electrică produsă, atunci dreptul de decontare a acestui surplus poți face numai după 24 de luni. Prin această inițiativă legislativă dorim să reducem acest termen de 24 de luni la posibilitate de decontare lunară. A doua modificare extrem de pertinentă, după părerea mea, este ca tot valoarea surplusului de energie electrică produsă de către prosumatori, în condiția în care ai același furnizor în gospodărie și pentru energie electrică și pentru gaze naturale, să poți folosi valoarea surplusului de energie electrică la plata facturii de gaze naturale. A treia modificare privind drepturile prosumatorilor se referă tot la surplusul produs de către persoane fizice prosumatori. Ca să ai dreptul de redirecționare, sau am numit-o noi donare, a acestui surplus către spitale, către așezământe culturale, către persoane vulnerabile sau, de ce nu, chiar și alte locuri de consum a membrilor de familie. Comisia pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senat a prezentat un raport de admitere a propunerii legislative. La dezbaterile din plen, proiectul normativ a fost apreciat și de parlamentarii opoziției. Aceștia au atras însă atenția că infrastructura de distribuție a energiei are probleme și că este nevoie de măsuri suplimentare care să vină atât în sprijinul prosumatorilor, dar să asigure și funcționarea în bune condiții a rețelelor de energie electrică. Pe măsură ce crește numărul de prosumatori, în aceeași măsură apar tot mai multe probleme de natură tehnică în funcționarea rețelelor de energie electrică și aș vrea să atrag atenția că avem foarte mare nevoie să ne aplecăm și asupra acestui subiect. Polonia, de exemplu, investește miliarde de euro în întărirea și dezvoltarea rețelelor de energie electrică. Avem nevoie să facem și noi asta și să sprijinim inclusiv legislativ și, pe de altă parte, avem nevoie să ne gândim foarte serios la integrarea stocării în toate aceste scheme care vin în sprijinul prosumatorilor și a producției de energie regenerabilă, pentru că fără aceasta, fără stocare, vom ajunge într-un blocaj total al funcționării sistemului energetic național. La finalul dezbaterilor, propunerea de modificare a legii energiei electrice și a gazelor naturale a fost adoptată de Senat. Rolul decizional aparține Camerei Deputaților. Proiectul de lege privind realizarea ansamblului arhitectural Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor secolului 20 a fost adoptat de Parlament. Puterea și opoziția nu au găsit un consens total, cel puțin la nivel declarativ, pentru că la votul final din plenul Camerei Deputaților au împărtășit același crez. Plenul Camerei Deputaților a aprobat construirea Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor secolului 20. Dedicat memoriei cardinalului Iuliu Hosu, ansamblul arhitectural va fi situat în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca. Pe lângă funcția religioasă a catedralei, ansamblul arhitectural va găzdui o aulă universitară, spații destinate expozițiilor de artă, dar și unor activități sau cursuri pentru copii. Ansamblul este un obiectiv de importanță majoră, dar și un simbol
pentru biserică și pentru o societate în care valorile, principiile și viața umană contează. Un vis de libertate al mărturisitorilor credinței în catacombe sub regimul comunist, acest lăcaș de cult unic trebuie să fie un semn al respectului concret pentru contribuția fundamentală a Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, realizarea Marii Uniri și persecuțiile îndreptate împotriva acesteia, dar și un far de cultură și spiritualitate pentru întregul popor român. Tot mai multe partide, întreg Parlamentul, se pare că înțelege necesitatea și importanța construirii de noi biserici pentru a întări identitatea creștină a neamului nostru și pentru întărirea valorilor creștine în societatea românească. Un partid, adică PSD, este succesorul de drept al Partidului Comunist Român, care a omorât elita acestei biserici și a distrus o construcție care a ajutat la propășirea spiritului românesc în Transilvania, dar PNL, care este partid, așa zis, liberal de dreapta, să dea mâna cu PSD și să încalce dreptul la proprietate privată pe față, fără nicio scuză, fără soluții, fără ajutor, fără angajament constant în ultimii 33 de ani, este o rușine. De aceea, această propunere legislativă reprezintă un bun prilej de a aminti antiliberalilor că ar fi bine întâi să facă dreptate și apoi să susținem împreună orice soluție pentru a face dreptate acestei biserici istorice. Dar până atunci aștept soluții de la antiliberal și de la succesorii Partidului Comunist Român. Hilar să-i auzi pe odrazlele foșilor securiști vorbind despre suferința intelectualității din Ardeal. Hilar să auzi un, nici nu știu ce, moldovean vorbind despre procesul de retrocedare din Transilvania. Hilar să auzi odrazle de comuniști care încearcă să rescrie istoria Transilvaniei. Aveți în guvern numai puțin de 3 urmași ai fostei securități, votați de dumneavoastră. Dacă doriți într-adevăr să facem justiție memoriei lor, votați acest proiect pe care noi îl vom mai pune pe circuit și veți avea ample oportunități să avem în sfârșit un registru al foștilor securiști, foști ofițeri de securitate și rudele lor din clasa politică. Asta ar însemna justiție pentru poporul român. Dacă presa minte, atunci mint și eu pentru că citesc din presă. Chiar tatăl dumneavoastră a fost invocat ca făcând parte din categoria celor care s-au preocupat într-un mod nu foarte fericit de Motorola. Tot presa a scris că dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, sunteți odrazle. Nu trebuie să vă fie rușine. Nu trebuie să vă fie rușine, pentru că asta au simțit părinții voștri și asta faceți și voi. Proiectul de lege pentru construirea Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor secolului 20 a fost deja aprobat de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă care prevede reducerea numărului de secretari de stat din ministere. Parlamentul European a dat undă verde pentru un sprijin de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Mai multe amănunte în rubrica știrilor pe scurt. Senatul a adoptat tacit o propunere legislativă pentru reducerea numărului de secretari de stat din ministere. Potrivit expunerii de motive, după adoptarea actului normativ, numărul maxim de secretari de stat va fi de 70. Actul normativ va fi dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz. Membrii Parlamentului European au votat în favoarea unui sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro pe perioada 2024-2027. Fondurile sunt destinate pentru reconstruirea și modernizarea țării grav afectate de război în cadrul unei suplimentări a bugetului multianual al Uniunii Europene. Propunerea a fost adoptată cu 512 voturi pentru, 47 de voturi împotrivă și 63 de abțineri. Susținerea programului pentru producătorii de căpșune s-a aflat în atenția senatorilor. Dezbaterile din plen au pus într-o lumină favorabilă gustul mai bun al fructelor românești, inițiativa UDMR bucurându-se de atenția opoziției. Propunerea legislativă privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru producătorii de căpșune a fost inițiată de 19 deputați și senatori ai UDMR. Obiectul de reglementare al proiectului care s-a aflat în atenția primei camere sesizate a Parlamentului prevede ca valoarea ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor să fie de 10.000 de lei pe hectar, dar nu mai mult de 100.000 de lei.
În expunerea de motive care însoțește proiectul legislativ, inițiatorii arată că agricultura, inclusiv cultivarea căpșunelor, este o activitate supusă unor riscuri mari, cum ar fi schimbările meteorologice extreme, în special seceta, iar acestea pot afecta grav veniturile agricultorilor. În document se mai arată și faptul că toată activitatea de cultivare a căpșunelor a fost tulburată de războiul provocat al Rusiei împotriva Ucrainei. Impactul puternic negativ asupra întregii producții autohtone, spun semnatarii inițiativei legislative, trebuie să stea la baza accelerării redresării producției de căpșune prin crearea de urgență a cadrului legal care să-i sprijine pe producători. Instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru producătorii de căpșune a fost respinsă de Comisiile de Agricultură și Buget Finanțe din Senat. La dezbaterile din plen, inițiativa UDMR s-a bucurat de susținere doar din partea opoziției. AUR o să voteze contra raportului de respingere, ca să vedeți că, încă o dată, o lege bună nu trebuie să aibă culoare politică. Și nu contează, am auzit voci care spuneau că este cu dedicație pentru județele din Harghita, Covasna, că este de la UDMR, nu contează, oameni buni, este pentru români. Nu trebuie să ne trimitem oamenii la muncă, la căpșuni în Germania, poate să lucreze și la noi. Nu m-am gândit că o să susțin un proiect UDMR vreodată, dar este foarte bun și nu pot să vă înțeleg de ce dați raport de respingere. Să știți că etnicii maghiari sunt și ei români. Indiferent de ce diferende au mai fost din punct de vedere politic. Să știți că eu cunosc foarte mulți oameni care au plantații de căpșuni în Vâlcea și nu îi ajută nimeni și vreau să vă spun că foarte multe s-au desființat anul acesta pentru că nu au mai putut să facă față cheltuielilor. Și vă întreb, de ce totul împotriva românilor? De ce politizăm absolut tot? Am auzit că raportul a fost bazat pe abținere. Abținere de ce? Dar e bine că ne pleacă oamenii la căpșuni în Spania, în Italia, după care ne batem joc de ei, căpșunari. Căpșunarii ăștia au întreținut totuși o parte din PIB-ul României. Harghita Covasna nu este, sau județele nu sunt faimoase pentru producția de căpșuni. Deci liniște, pace, calm, că la noi se fac cartofi. Este polul frigului acolo, este zona cea mai răcoroasă. La noi frigul începe la minus 20 de grade, până atunci e răcoare doar. Deci nu pentru Harghita și Covasna este proiectul de lege. Frumos, toată lumea poate să voteze împotriva raportului de respingere, pentru că este un proiect național. Nu vizează zona din care provin, dar este nevoie de asemenea proiecte pentru, într-adevăr, pentru a crește producția autohtonă. Dacă la tomate s-a putut, sigur, o să aibă un efect pozitiv și la producția de căpșuni. Legea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru producătorii de căpșune a fost adoptată de senatori. Rămâne de văzut dacă la votul final care aparține Camerei Deputaților, căpșunarii vor avea aceeași susținere, având în vedere că guvernul se opune adoptării inițiativei legislative. Certificatul digital COVID al Uniunii Europene, cu scopul de a facilita libera circulație pe durata pandemiei, s-a aflat din nou în atenția Parlamentului. Ordonanța Guvernului, care a ajuns în plenul Camerei Deputaților după 3 ani de la emitere, a încins spiritele între reprezentanții opoziției. Plenul Camerei Deputaților a dezbătut Ordonanța de Urgență a Guvernului 68/2021, prin care au fost adoptate măsuri pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene pentru libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19. Așa cum era de așteptat, în timpul dezbaterilor, opozanții și susținătorii vaccinării nu au ezitat să se atace reciproc. Certificatul verde a fost o măsură de control, a fost un abuz total. Au forțat oamenii să se vaccineze dacă vreau să circule. Nu i-ați lăsat în mall-uri, nu i-ați lăsat în bănci, nu i-ați lăsat în domenii public. Domnul Moștean, aduceți-vă aminte că dumneavoastră ați fost cel care ați cerut în această sală, prin Parlament, ca acest certificat verde să fie
aprobat de noi. A fost lupta noastră împotriva certificatului verde la locul de muncă, care nu v-a permis să vaccinați toată populația activă. Pentru că dacă ați fi vaccinat-o, acum am fi avut un acces de mortalitate foarte mare. Exces de mortalitate. Uitați-vă la statele care au vaccinat peste 80%. Au mortalitate în exces de domeniul 15-16 și peste 20%. Asta a fost. Noroc că acest popor s-a opus aberațiilor voastre cu certificatul verde. Vorbește de luptă aur, dar de fapt a fost vorba de propaganda aur, care a omorât cu zile oameni cărora le-a fost frică să se vaccineze, oameni care aveau diverse boli și din cauza voastră au murit cu zile. Sunteți criminali și aveți sângele lor pe mâini, voi cei de la aur. Și lupta adevărată au dus-o oamenii de știință care au creat vaccinuri, lupta adevărată au dus-o medicii și personalul medical din spitale care au muncit zi de zi, noapte de noapte, să mai dea o picătură de oxigen celor care ajungeau în ultimul minut cu slabe șanse să scape cu viață, pentru că voi îi speriați și ați speriat luni de zile, ani de zile. Și ei au dus adevărata luptă, ei sunt adevărații eroi ai națiunii, ai omenirii, care ne-au făcut și ne-au ajutat cu toții, pe toți, să trecem peste acel moment. Constat că unii parlamentari mai au tupeul să spună că aceste seruri otrăvite, în urma cărora avem cazuri multe, foarte multe, de cancere, aceste seruri pe care USR-ul a fost cel mai vehement în a le promova. Cum spunea USR-ul, ne vaccinăm și scăpăm, iar acum avem sute și milioane de morți subite cauzate de vaccin. Rușine să vă fie! Proiectul de lege pentru aprobarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19, cu scopul de a facilita libera circulație pe durata pandemiei, a fost aprobat cu 210 voturi pentru, 30 de voturi împotrivă și 8 abțineri. Senatorul USR Ștefan Pălărie susține că prin varianta legii privind pensiile speciale, adoptată de Parlament, România ratează un bun moment de a elimina o nedreptate colosală. Detalii în rubrica Birou Parlamentar. Domnule senator, legea privind pensiile de serviciu. România poate pierde aproximativ 3 miliarde de euro dacă această lege nu este adoptată la timp. De ce se opune USR? USR nu se opune sub nicio formă ideii de a face această reformă. Dimpotrivă, USR este partidul care, prin ministrul Cristian Ghinea, a pus în rândul celorlalte reforme, sub forma unor asumări ca proiect de țară, a unor transformări, modernizări, dacă doriți, pe care țara noastră trebuie să le parcurgă. În privința reformei pensiilor speciale, situația este cât se poate de grăitoare în cifre. Avem nevoie să rezolvăm ca țară această problemă, alminteri vom avea un deficit al Fondului Național de Pensii, care în timp va ajunge să ducă la un colaps al sistemului național de pensii. A doua chestiune... De ce se opune USR acestui proiect de lege care a fost săptămâna trecută în Senat și săptămâna aceasta? Sigur că în da, USR a votat împotriva, de fapt a fost singurul partid parlamentar care a votat în Senat împotriva acestei forme a celor de la guvern care au propus această, noi o numim pseudo-reformă. Dacă te uiți puțin pe textul de lege la nivel tehnic, vom înțelege cu toții că abia peste 38 de ani magistrații din sistemul judiciar vor ieși la pensie la 60 de ani. Deci nici măcar în aceleași condiții ca restul celor care muncesc în țară, dar încă o dată, în 38 de ani, având în fiecare an, crescând cu 4 luni de zile contribuția obligatorie a celor care se pensionează, în, de exemplu, între judecători. Asta e o chestiune. A doua chestiune este că România ratează, de fapt, un moment în care ar fi putut să oprească această nedreptate colosală. Împărțirea României între cei proști care muncesc și care contribuie la Fondul Național de Pensie și apoi după o viață muncită se trezesc cu pensia minimă în plată sau cu o pensie medie contributivă pe la 1600 de lei, în timp ce vedem că cele mai mari pensii din țară sunt peste 40.000 de lei. Ori românii simt această nedreptate colosală între cele două jumătăți, nu știu cum să le numesc. Dar împărțirea aceasta pe caste a românilor e o chestiune la care, sigur că da, revoltă în primul rând toți cetățenii și în al doilea rând, repet, este și o chestiune, e o bombă cu ceas pentru sistemul național de pensii. Va trece această lege de filtrul Comisiei Europene? Mă întreb și eu, vă spun cinstit.
chiar mă gândesc dacă cei de la nivel european, care nu sunt niște fite cine sau nu sunt niște numiți politici acolo, ci sunt și oameni foarte mulți competenți. Comisia Europeană, în afară de numirile politice la nivelul comisarilor, în rest au un aparat de cadre foarte, foarte competent. Eu sunt curios dacă în definiția lor de reformă poate să intre o lege care începe să producă eventual niște mici modificări la un an după ce programul PNRR deja va fi fost încheiat. Deci aici apar niște lucruri care, în opinia mea, nu vor avea cum să întrunească niște minime pretenții, niște minime cerințe ale Comisiei Europene. Eu cred că nu o vor face, deci nu vor accepta această formă, dar sigur este alegerea celor de la guvern să procedeze cum consideră ei mai bine. Repet, cred că deja au pierdut încrederea românilor în apetența lor, în dorința lor de a face reforme cu adevărat. Deja de lucrul acesta ne-am lămurit cu toții. Și aș mai spune răspicat, de dragul unor speciali care sigur că au putere și influență în rândul, rândul partidelor de la putere, ei periclitează, așa cum a spus și dumneavoastră, tranșa a treia din PNRR. Vorbim despre niște miliarde de lei care putea să se transforme în autostrăzi, în școli, în spitale. Domnule senator, sunteți membru al Comisiei pentru Învățământ. Cum arată educația astăzi din punctul nostru de vedere? Asupra situației noastre planează un uriaș semn de întrebare. Pe de o parte știm foarte bine, legile educației au avut în spate un pseudo-dialog, o pseudo-dezbatere și n-o să uit câtă vreme, cât timp voi mai avea, faptul că pe 22 mai anul curent, în timp ce debutau cele mai mari greve ale profesorilor din ultimii 18 ani, ei forțau pe repede înainte în plenul Senatului adoptarea legilor de către Parlament. Asta ca formă. Iar doi, dacă ne uităm operațional la ce se întâmplă, atât anul școlar preuniversitar, cât și anul universitar, au debutat sub niște auspicii total nefavorabile în privința învățământului preuniversitar. Am văzut discuții colosale legate de metodologia de acordare a burselor, am văzut toți în spațiu public. Am văzut apoi că sunt probleme la decontarea transportului, că sunt probleme la masa caldă. Acest program masă caldă, care ar fi trebuit să se transforme în programul masă sănătoasă conform noilor legi și să fie extins la 1 milion de beneficiari din România, a ajuns să nu fie nici măcar continuat către școlile pilot, acele 350 de școli pilot din România, și am văzut bâlbâielile purtătorului de cuvânt al guvernului care nu reușea să explice ce se întâmplă cu aceste școli. Și în ciuda faptului că totul mai spune, domnule, copiii nu pot să mănânce retroactiv, da? Le dați masa caldă, dar nu dați normele de aplicare, nu anunțați care sunt școlile în care se va implementa programul și tot amânați, ce o să facă? Copiii ăștia o să mănânce în decembrie pentru toate lunile în care nu s-a dat programul masă caldă. Deci mai degrabă e o bâlbâială colosală, este un amatorism, iar ceea ce ar fi trebuit să fie marea reformă României educată cu fundiță nu e decât un dezastru. Și o spun din nou cu încă un element pe care trebuie să-l subliniem. Grevele profesorilor au fost suspendate, sunt cuvintele lor, nu au fost anulate. În schimbul unor promisiuni de intrare în plată, mai ține minte cu toții, a unei noi legi a salarizării care de la 1 ianuarie să ofere în sfârșit un nivel minimal de decență profesorilor prin salariile acordate. Și de asemenea, acele prime de carieră care ar trebui să fie distribuite acum în octombrie prin acel card electronic. Nici unele, nici altele nu par să se materializeze. În momentul de față, deși ar fi trebuit să avem din iulie o formă publică a legii salarizării publice, nu avem nicio versiune. Astăzi am văzut pe ordinea de zi a domnului prim-ministru că sunt consultări cu profesorii să vadă cam pe unde mai stau. Dar în privința promisiunilor realizate atât de guvernul Ciucă, cât și acum de guvernul Ciolacu, batem pasul pe loc. Interviul integral îl puteți urmări pe canalul YouTube al emisiunii noastre. Acestea au fost cele mai importante evenimente petrecute în Senat și Camera Deputaților. Așteptăm aprecierile și comentariile dumneavoastră la adresele afișate pe ecran. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. La revedere!